Ce faci, patroană? Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, suntem pe canalul lui Leo de la Seaia. Cutunița. Mm. Ai pus limanul ăla de să-l adusă? Nu. Nu, l-am montat când aveam cine. Când ați adus balastul ăsta? Astăzi. Ia, filmează, bă, ăsta. E bun balastul. Cât ați dat pe 16 milioane. Mamă, cât o mașină. 1600 de lei. Cum se zice la noi? 16 milioane. E cea mai bună, tată, mai luați ăsta. Nu vine tractorul să faceți, nu vine tractorașul. Păi vine. Să bată pământul acolo, că trebuie bătut. Au, ce făcut tractorul. Mă distrus cimentul. Vine Mariana, are de aia mașinuță tălpuță de aia. Da, uite, veni tata tău să mănânci. E ca vino ca-i zumi, mă arăt că ia, unde? Unde-i genul? Veni Ian cu genul. Unde-i? Da. Vezi, am dat de pomană să mănâncă Ion și veni la farfurie acolo. Ai văzut? Da. Bă, ai văzut că știe tot Ian Cojianu? Turturica aia vine la orice masă când punem să mâncăm. La orice masă și cine vine? Mănâncă cu noi Ian Cojianu, că el știa, mânca cu noi. Băi, cald, bă, leuțule, bă. Bă, mergi la motul să luăm capoade? Nu știu. Cu cine mergem? Sunt ieftine. Vorbește cu asta, vorbesc cu oficiala să ne ducă cu mașina. Da, ia sună. Să vedem. Să unde mergeți după capoade? Pe căldură mergea. Da. E căldura cu șașa. Măreuțu, ne luăm și noi în fustie, cu uite... Și așa căldură. Nu făcea nimic. Hai, că am și eu milionul ăsta, am și eu. Mai dau și eu un milion să-l iai, te dau de petuci. Hai, era bine. Și să ne luăm capoade. Milionul de petuci. Dă și mie 50 de lei, mami. Ca să nu mai... N-am leuțul la tată pe ei. Auzi, cutunița, ca să nu mai purtăm haine de ăștia de ale noastre. Purtăm de ăștia. Ce în lume, capoade frumoase, Olga, ce e prea grasă și ea, dar lua niște capoade, știi ce-i ce de frumos în ele? Nemai pomenit. Ce-o nimai nu. Am văzut eu aseară. Se ascunde-te în rochia pe mata. Să uita și-am uitat să te întreb, de unde-i luat? Să uita și Anca după eu crezui că ai făcut-o la voituri. De unde luat ăștia capoadele? Dar n-ai bă curajul să treabă cu inimă pe Olga. Da, de unde le-ai luat? Da. Dar ți-e ieftine. Hai că o sunăm pe fata asta dacă vrea să ne vedem. Ce-o nimai nivelă se ascunde acolo de cameră. Cine? Johnny. Ia. E după și n-am mai mâncat din cauza lui patroana? Da. De ce? Ba da, aici. Manivelă, ce faci, mă? Hai, vino și mănâncă. Păi de ce fugi? De ce? L-a spărat patroana. Ce i-a spus patroana? Nu i-a spus nimic, lasă numai că nu, nu de mine. Că nu vrea a venit turtulica aia și a mâncat din ciorbiță. Nu vrea să apară pe vlog la patroana, manivelă. Păi cred că de asta. Păi da, de asta. Mai merge aerul în casă să mergem acolo să filmăm. Da, da. Merge. Da, eu dar nu știu eu ies. Și ce că nu am visat că mi-a scăzut răcoarea. Răcoarea. Jeșul ce te bișe răcoarea. Unde ne miei? Să le să îi spun și lui bucătarul ce a făcut Johnny mai. Să nu luăm asta. Să mai fi până la loc apii. Ce? Bucătare? Auzi ce a făcut manivelă? A fugit ca să nu apară pe vlog la patran. Da, serios? Da. Ce a făcut? Am dat cu camera pe el și a fugit. Fugi, vezi, unde am ieșit, nici plecă. La mine nu băiat apară. Că spune că de ce mă supăr eu. Vedeți? Că ăsta nu merită nimic. Acum mă duc să-i fac geamantanul cu haine să le ce din la tine. Păi, fără supărare, fără i-am pus haine la spălat, prieteni, uitați, în mașina ai spălat. Păi nu, nu-i prieten vorba de... Că eu sunt cea mai sufle bun, cum avea copilul meu, Leu. Cum văd oameni încălziți. Dar dacă bate joc de mine, întreabă pe Nea Mihai cum vorbea aici. Obraznic. Și vorbește obraznic. Da, mă, da. Da, mă, da. Da, mă, da. Când face așa, da, mă, da, atunci mă velinează de tot. Când face, da, mă, da. Da, mă, da. Înțelegi? Că nu, că, nu că îi spun, lasă mâncarea, nu punem la socoteală. Da, șampon... Toate ce în baie, gero, toate, la mașina de spălat, la toate astea. L-am întrebat eu nimic. Ioane, bagă-te în baie, sparte cu șampon, cu de toate. Bă, unde găsești la așa ceva? Ni la hotel și nu-l ține hotelul. Și tot vorbește un meu, n-ai văzut. A zis, a mințit că se operează, că se duce la operație și până a fugit la beutut, la puschiț. A băgat acolo țuică, băgat și gata, că până nu mai
I-a fost frică de asta de operație. Minciuni. Și când a văzut asistentele, a fost rușine. Nu, minciuni. Să-ți pară rău, prieteni. Dar n-are nimic, patru, mi-a zis nimic, m-a stat cu de vorbă. Mi-a zis omul, bă, dacă a ridicat, normal, a ridicat, putea să-l doară acolo, zice, cum o zis el. Dar, zice, la astea, două, trei spune, trebuie să treacă. Și bă, trecut acolo, nu mă prieteni, vă pare rău pentru un om, așa era și bărbatul meu, dintr-un om care muncește, care e năcăjit, care trebuie să-l ajuți, care trebuie înțeles și te înțelegi cu el. Dar ăsta anticăpat, da, la nivel de țară, la totitudine, îmi spune totitudine, ce e totitudine, nu știu ce unde-i manivelă? Unde-i totitudine? Totidina nu în seara să mănâncă ciorba. Păi de ce? Nu i-a plăcut ciorba, e pictură. Nu, că nu știu, fugi din filmare, eu nu vrea să mai fie filmare. Am pus camera pe el. Am pus camera pe el? Nu stă el. Nu trebuia când a mâncat, nu trebuia să pui pe el. O lingură a mâncat, o lingură din ciorba. Nu-i place ciorba, știi vreau că dacă la mine nu mănâncă ciorba. Păi și ce vrea? Fripturi? Vrea fripturi, nu mănâncă el ciorba. El dacă bea bere... Să-l iei mult de seara, să tai un curcan, să-i pui pe grătar. Păi șnițel, de țară să vezi cum mănâncă. Mamă, doamne, eu l-am rocit. Păi șnițel. I-am dat cu sare și oțel. Sare și oțel, adă patru. Am început, îi faci șnițel de țară și ardei copul vineți. Să vezi ce mănâncă, bunătate. Și se face salată, bro. Bro, se face. Mamă, nu ce-a făcut nea Mihai. Eu așa îi zic, bro, nea Mihai. Face anca de sărbător la noi, salată de aia, parcuriuță, orientară, cum îi zice, nu știu. Cu mazăre, cu mazăre, cu salată bună. Da, salată bună, dar eu nu pot să-i zic. Ce zici? Toate parfurile le-a cărat. Aia e lumea lui salată. Aia e lumea lui și nu mânca carne. Cine a făcut nouă până la doamnă? Nu mânca carne, când caut ranga în filie, nu mai sunt toate parfurile. Nu este nu era de salată, era de parfurii. Că s-a pus în farfurii de aia lungi, pratouță. Când vedem, venim la cât și acolo aruncate toate parcurile. De la caprat, pădure. Mi-a zis că sunt capa din pădure. Și prieteni, am găsit la cățavă toate parcurile aici la cuturnuța. Când a văzut și cuturnița toate parcurile, a rămas. Dar de ce punea parcurile la cățavă? Păi a mâncat salata și a aruncat parcurile, să nu mai le vadă încă. Și a aruncat unde ilea gunoiul la cănie. Când a auzit taga și a venit și a văzut pratorul acolo, Doamne, a fugit după el să-l bată, nu l-a prins. Și așa e, bă, David. Bă, mamă ta, când vine de acolo, nu ne aduce și nouă lubeniță, bă. Ia să-i spui, cum să patroana ta, nu și e lubeniță. Că nepoată mi-am crescut-o. Vine azi. Ai? Azi. Vine asta, dar nu vine de la Marfa, nu se duce la Marfa. Da. Înțelegeți, prieteni, uitați ce mănâncă. E bucătarul acolo pe căldura asta. Ia uitați. Doamne. Lasă-l patronul să... Cine mănâncă pe căldura asta, prieteni, e face de mâncăm și noi. Eu m-am hotărât să-ți fac dobrecei, să nu te mai îngrași. Mă arde pe piept cutuniță. Din cauza. Mă arde pe piept drobețăi, de astea, pasole, cartofi. Nu mai vreau. Mă arde pe piept, la ficat nu-mi face bine. Uite, n-am făcut ceai, că am zis că fac ceai de răstopată și n-am reușit. N-am putut nici ceai să fac. Da. Lasă că, uite, facem cărnița asta, mănânci dobrecei și streci. Doamne ferește. Mai bine o salată, cum ai făcut atunci, de bine. Acum. De aia fac salată, cum ai făcut atunci. A făcut o salată cu vinete și cu aia. Mamă, dar știi ce bun a fost. Ia vinete de sobă cu aia. Nu sunt astea. Gata! Cutuniță, să-ți cumpăr mâine să faci sarmale, da? N-am varză, n-am nimic. Vă cumpărăm varză, carne? Cumpără, adu tot ce vrei. Și facem la ceaun. Și cu mămăligă, m-a făcut la sână aia mămăliga, știi? Ea nu știe să facem mămăligă. Păi nici eu nu prea știu să fac. Totuși o nimeresc, o fac pe acolo și... Da, Albina, ce zici tu? Că sunt soarele ușor.
același, are ochelare, același. Acela e. Dar cum e după drumul? Asta bate. Prietenii, asta este, am venit și eu să mai vă filmez, ca să aveți ce vedeți. N-avem prieteni nici ce să mai filmăm. Căldură-i dezastru. Același om, Ion, a luat câteva buruieni cu mâna și a făcut motive și a plecat. Uite, să spună oamenii, vezi, nici n-ajuta oamenii să pună brane, să... Om! Înapoi ea, că zice, de ce zice. Și aceiași prieteni și prieteni, asta este, înțelegeți? Mai vă filmăm mâine, păi mâine vedem ce noietăți, ce mai facem pe aici, vă mai filmăm. Am luat să filmez acasă cu copiii, nu s-a putut, cu Leonardo, cu Alex, copiii sunt piptisâți, nu filmează nici pentru ei. Înțelegeți, prieteni? Eu, bătrână, că-mi trebuie bani, trebuie să filmez, de bine, de rău, trebuie să aibă copilul meu să bea apă, că n-are cine să-l țin acolo. Să-i filmez și lui. Înțelegeți, prieteni? Și fug și colo și colo. Ce să fac? Olga nu-i bună nici mie să filmează, am zis să filmează, ziceți ca Ion să nu bagă în filmări. Zice, nu mă băgă mama în filmări, cum zice și Ion. Înțelegeți, prieteni? Ce să fac, prieteni? Asta ești. Filmez și eu cum pot. Sănătate multă la fanii mei care ne urmăresc și care are grijă de familia noastră și duce grijă și ne roagă de sănătate, să vă dea Dumnezeu și la familia mea sănătate și la dumneavoastră care ne rugați de bine, prieteni, care ne lăsați mesaje frumoase de bine. Înțelegi, care aveți grijă de Ursul, de Leonardo, de Anca, de Leo, de Alin, de noi, de patroana, care aveți grijă noastră și ne urmăriți. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă. Înțelegeți, prieteni? Așa, Nea Mariane, faceți lucrarea, da? Bravo, maestor bun! Salutăm fanii lui Patroana! Hai, sănătate și mata și domnul Mihai! Spor la lucru! Și același om ce face, taie iarba? Același om, nu ia și el o sapă să o taie? Același om, uite cum ia două buruieni în mână. Bă, de unde ai luat ochelarii aia? Dă și mie ochelarii. Al Ursu. Aaaa, ce caută ochelarii la tine? Adă ochelarii încoace, că le-a căutat Ursu. Le-a căutat Ursu, le mânlea zine. Bă, Ursu le-a căutat, n-auzi? Le alină ochelarii, ia-le. Lasă-mă, lăsați-mă. Dar nu se lucrează cu ochelari. E bine, spun de țară lui Ursul că i-ai luat ochelari. Auzi că din mașină. Așa, dă-i sapa. Dar cu sapa iarba așa, cum ia cu mâinile? Pune-te culcă-te o țără. Face motive acum. Care-l motive să nu taie iarba? Păi nu taie, eu nu-l las, și tu ești mai nebună ca el. Păi de mine nu taie, nu taie că-i puturos. Nu faci nimic. Nu taie că puturos, nu motive. Hai că te lasă patroana face. Uite, eu plec de acolo numai ca să facă el treabă. Uite, eu filmez cățelul ăsta, că n-are niciun gând, uite ce doarme de frumos. Și cocoșelul ăla, uite ce cocoșel. Tu știi, Cătăline, că nu-i voie să ței pitici în curte? De ce? Nu-i bine. Cine-s? Întreabă-te, pe soacră. Nu, te voi numai cu tatiți voastre. Putadiz, nu-i bine, nu-ți merge bine din cauza piticilor. De pitici ăștia. Ce-ți face ăștia? Face oavă? Ce-ți face? Ce folose ei? Albina, vin încoace să plecăm. Dă-te jos, picolo, pe nasă.
are patron. Hai că dai dumneavoastră ta pe grobă, vină-mi coace pe leagă, Albinuț. Uite, Albinuț mi-a dat cutunița în tuci, ăsta a zis să-i dau 1.000.000 pe el. Dar trebuie să-i pună mănușă, să-l curăță bine. Cutuna, trebuie să-l curăță cutuna, că a zis că-mi dă tuci, că n-am avut tuci. Avle-l sică, că-l gata-l. Hai, urmă. Uite, prieteni, a dus balastul de ăsta. Ăsta-i bun pentru turnat, că-i sorță. Vino cu Albin ăsta. Albinuța? Da. Te-ai josule. Ce zici tu, vă faci? Mama ta, ce faci? Bine. Hai. Hmm? Ce faci, mamă ta? Bine. Hai. Bine acasă. Și Tomiță, bunicul tău, mândra, ce faci? Bine. Hai. Mm. Sunt acasă? Nu. Bine, bunica mi-a dat, dar bunicul nu. Da? Mm-hmm. Și sorul mea, Sela, e acasă? Da. E acasă? Mm-hmm. Da? Da. Ce mai zici că faci tu? Mai am 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bucăți trebuie. Tu ai văzut? Dar tu ești treabă, Albinuța. Ce n-ai mai mâncat? De ce e supărată? Da, da, am mâncat. Hai? Da, da, am mâncat. Ce ai mâncat? Ce ai mâncat? Ce-a făcut bunica ta? Că eu n-am intrat în bucărie. În bucătărie. Hmm? Ce mâncare? Am făcut acolo mâncare. Și ai mâncat? Da, da. Da? Ce mai zici cu tuniță? Ce facem cu tuciul ăsta să-mi-l faci? La 1.000.000 îl vrei și curat și tot. Păi pot nu cu... trebuia să le iei așa și să-l curăță a, fetele de acolo. Care fetele? Că-s plecate toate. Eu cu ce să-l curăț? Nu mă Anca mai. Nici banii n-ai adus, îl vrei și curăț. Vrea să mă cer și cu Anca să pleacă. Una mai am acolo în curte. Una, nu rămâi. Nu e bani acum cu tunul, eu fac boboc. Dai 1.500.000 și-l face Maria. Dar uită-te, vreau vastarul ăla, Simbat. A, mai ai și pretenții după ce că n-ai tuci deloc. Bă, dar tu mi-ai luat tuciul al parc. Iau, bă, ce, că ți-l bă, unde l-ai dus? La parc. L-ai dat la ăla, la secul înveți. Mă duc în piață, în București și găsesc eval să iau frumos. Mă duc la piață, la București, la târg și găsesc și eu. Iau două când ai găsit. Același om muncește de frica oamenilor ăsta. Uite, nu dă caleuță cu sapa, prieteni. Prieteni, nu dă cu sapa caleuță. Același om.
bagă cu sapa caleuțu, uite. Ah. Uite, uite, uite. Același bun. Unde ai pus varza aia? Acum două, trei zile. Ăla merge cu găină. De unde e găină, patron? De la Penny. La Penny, de aia cum? Păi ai cu 200 de mii, ai luat cu 600 de mii o găină. Și nu-i la Penny 200 de mii, ce nu-i bune găinile, că-s galbene la Penny. Mă, ca să dați banii dublu. Așa, nu ai dat banii dublu. Du-te la o găină să facem așa. David, a venit mama ta. A venit. Uitați, dă cu sapă, Ion. Prietene, acum dă cu sapă. Aici, prietene, vezi, dă cu sapă. Nu mai, nu mă iau cum mă vede. Uite ce merge din ce? O, mele, că ce mai călcanți? Lasă-l, nu mai face nimic, lasă-l. Lasă-l. Bucătare trebuie să ne punem pe diuvet. Pe diuvet. Stai acolo, joc, că nu, eu filmez. Da, nu, nu stau jos, că să așa mă dor picioare de nu mai pot. David, ce mai faci? 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 Ce faci, David? Bine. N-a venit mamică ta. Hai bă, n-a venit mamă ta. Cine te atunci? Hai! Kent. Ce feză? Kent îl cheamă. Dar te-a fi te atunci frumos. Mersi. Tu ești cu minte, băiat deștept, da? David! Mergi să-mi dai să-mi pe trotineta ta! Hai, Albina, unde te duci tu? Dar voie tu la băieți să te duci, să te dai pe trotineta. Prieteni, să mă văd și eu. Și așa e, prieteni, să mă văd și eu. Cal, prieteni, da-ba-da-ba, veni eu răcoare. Înțelegeți, fiți.